Vreau să vă citesc pentru început un verset din Exod, capitolul 25. Este vorba de versetul 8. De fapt, să citesc și prima parte a versetului întâi versetului și apoi versetul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbind despre poporul evreu, versetul 8, să-mi facă un locaș sfânt, și eu voi locui în mijlocul lor. Poporul evreu, după peste 400 de ani de robie, este scos din Egipt și Dumnezeu s-a folosit de lucrarea aceasta măreață de omul lui, bărbatul acesta deosebit Moise. Dumnezeu a luat poporul din robie și îl ducea acum spre Canaan. Dar Dumnezeu nu a făcut lucrarea aceasta și a spus îi voi scoate din robie și îi voi duce în Canaan, se vor descurca ei cumva pe drum. Dumnezeu i-a spus lui Moise, vorbește poporului să-mi facă un locaj sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, în mijlocul poporului. Dorința lui Dumnezeu era ca să fie pe drum cu acest popor, el să fie împreună cu ei să nu îi lase, să zicem așa, singuri și de capul lor. Când Adam și Eva au păcătuit, întristând pe Dumnezeu și rupând părtășia aceea minunată, știți că Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea lui și Dumnezeu a vrut să fie în părtășie cu omul. Atâta timp cât au fost în ascultare de Dumnezeu, Adam și cu Eva, Dumnezeu cobora în mijlocul lor, Venea ca un prieten, așa cum să zic, ne vizităm noi unii pe alții, intrăm în casa prietenilor noștri și stăm de vorbă cu ei și ne bucurăm împreună cu ei și avem așa o părtășie minunată. Așa venea Dumnezeu, ca la un prieten. Venea la Adam și se plimbau prin grădină și vorbeau. Mă gândesc că vorbeau despre lucrurile sfinte, nu așa de multe ori cum vorbim noi. Dumnezeu a vrut și l-a creat pe om ca să fie în cu el, să fie în intimitate cu el. Asta e planul lui Dumnezeu. Nu l-a creat pe om și l-a lăsat undeva deoparte pe pământul acesta și Dumnezeu undeva în tronul, pe tronul lui de slavă, în glorie și în ceruri. Omul singur și Dumnezeu la fel. De aceea ne-a creat Dumnezeu să fie în cu noi. Nu că ar fi avut nevoie pentru că Trinitatea, Dumnezeul Triunic, are fericirea în sine însuși, se bucură de El însuși și nu care avea nevoie. Dar așa a fost, așa a vrut El. De fapt, era un har făcut acestei creații, cu totul diferită de orice altă creație. Un har pe care Dumnezeu ni l-a acordat nouă oamenilor, creați după chipul și asemănarea Lui, să fim aici pe Pământ în împărtășie cu El. Știm că părtășia aceasta s-a rupt, Adam nu a ascultat de Dumnezeu și s-a rupt ceea ce era mai frumos. Nu avea nimic mai frumos Adam decât atât, chiar dacă Edenul era frumos, chiar dacă totul era atunci fără trudă și fără suferință. Adam se bucura în grădina Edenului de tot ceea ce Dumnezeu a mai creat pe lângă om. Cel mai frumos era că Adam era în cu Dumnezeu. Și când s-a rupt părtășia cu Dumnezeu, de fapt s-a stricat totul. Așa este. Spin și pălămidă și sudoare și trudă și greutăți și recazuri, pentru că prin neascultare părtășia cu Dumnezeu s-a rupt. Ei, dar Dumnezeu n-a renunțat la creația Lui. Și Dumnezeu a zis, vreau să locuiesc din nou împreună cu ei. Voi găsi un mijloc să ajung din nou să pot locui împreună cu ei. Păcatul îi desparte, păcatul face ca părtășia să se rupă. Dar Dumnezeu, în marea Lui milă și dragoste și bunătate, a zis, voi găsi un mijloc ca să fiu din nou împreună cu ei. Nu ne-a abandonat! Și nu e frumos lucrul acesta? Nu e încurajator lucrul acesta? Nu ne-a abandonat Dumnezeu, chiar dacă am păcătuit. Și apoi știți, l-a luat pe Avram. A zis, uite, Avram, vreau să fac din tine un popor mare. vino și urmează mă. Și părteșea cu Dumnezeu, să relegat, să zic așa, s-a refăcut. Poporul evreu din Avram și apoi apare Moise. Pe scena aceasta a istoriei și Dumnezeu, așa cum am spus, se folosește de Moise ca să scoate poporul evreu din robie, din robia egipteană și să-i ducă înspre Țara Promisă. Și spune lui Moise versetul pe care vi l-am citit. Spune poporul evreu să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui împreună cu voi. Era inițiativa lui Dumnezeu. De fapt, în tot ceea ce vorbesc eu despre părtășia aceasta și relația aceasta între om și Dumnezeu, a fost inițiativa lui Dumnezeu. Omul nici nu putea să-și imagineze așa ceva. Vorbim despre frumoasa sărbătoare a cinzecimii, coborârea Duhului Sfânt, Credeți că vreun om putea să-și imagineze vreodată așa ceva? Omenește, credeți că era posibil ca un om să-și imagineze ca Dumnezeu să vină și să umple niște ființe umane? Fără să explodeze și fără să pleznească și fără să crape? Să vină Dumnezeu și să locuiască în ființele umane? Putea vreun om să-și imagineze așa ceva? Când le spui celor necredincioși despre aceasta, mulți nu pot să înțeleagă așa ceva, pentru ei este prea mult. Nu se poate urca la mintea lor cum adică Dumnezeu să vină și să locuiască într-un om. Și drept este să gândește așa, dacă n-ai lumină și descoperire cerească. Drept este să spui așa: cum e posibil? Cum e posibil? Dar uită că este posibil. Dumnezeu face să fie posibil. Dumnezeu face, este inițiativa lui. Omul nici nu se putea gândi la așa ceva. Este inițiativa lui Dumnezeu și lucrul acesta iar este foarte încurajator pentru noi. Vrea Dumnezeu așa. Își dorește Dumnezeu așa ceva. Își dorește Dumnezeu să fie cu omul, în cu el. E inițiativa lui Dumnezeu, nu e a noastră. Dar avem și noi ceva de făcut. Dumnezeu spune lui Moise, vreau să locuiesc din nou cu voi, vreau să merg pe drumul acesta înspre Canaan împreună cu voi, nu vă las singuri, știți că Moise și cere la un moment dat să nu ne lași să mergem fără tine. Dacă nu ești tu cu noi, nu ne lăsa să mergem mai departe. Moise a înțeles, poporul încă nu. Moise a înțeles cât de importantă este părtășia aceasta, dar nu era inițiativa lui Moise, era inițiativa lui Dumnezeu. Este încurajator dar îi spune poporului: Să-mi faceți un locaș sfânt. Să-mi faceți un locaș sfânt. Eu vreau să locuiesc cu voi, dar voi aveți ceva de făcut. Voi să-mi faceți un locaș sfânt. Dumnezeu vroia. Dacă n-ar fi făcut locașul sfânt așa cum Dumnezeu a poruncit, ar fi venit Dumnezeu să locuiască cu ei? Nu. Deși El vroia. Partea lor. Și partea noastră, dacă vrem ca Dumnezeu să locuiască cu noi, să fie cu noi, este să-i facem un locaj sfânt. Altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Mulți ar vrea să fie însoțiți de Dumnezeu. Veniți din România, o țară ortodoxă. Toți și-ar dori ca Dumnezeu să-i însoțească. Toți și-ar dori ca Dumnezeu să fie cu ei. Toți și-ar dori ca binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse peste ei dar problema este la locașul sfânt. Acolo oamenii nu mai au minte. Ei vor, dar vor în felul lor. Și Dumnezeu a zis, nu, eu vreau, dar voi să-mi faceți un locaș sfânt. Și ce-a făcut poporul? Dintr-o dată s-a stârnit un entuziasm, i-au adus lui Moise tot ceea ce Dumnezeu cerea ca să facă cortul binecuvântat al întâlnirii și Moise a făcut în totul după cum Dumnezeu i-a spus. Știți că la sfârșitul cărții Exod, de multe ori, nu mai știu, am numărat odată, nu știu dacă de 18 ori, nu mai țin minte, dar vedeți în capitolul 40 din Exod, scrie că Moise a făcut într totul după cum i-a poruncit Dumnezeu. De vreo 18 ori scrie Moise a făcut exact așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Și la versetul 34 după ce Moise a făcut totul exact cum i-a poruncit Dumnezeu, scrie, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Dumnezeu a zis: Vreau să locuiesc cu voi. Vreau să fiu împreună cu voi. Dar n-a venit atunci. A venit când poporul a terminat de făcut ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Și atunci slava lui Dumnezeu a acoperit locașul acela binecuvântat și Dumnezeu s-a așezat în cort. Era Dumnezeu și era poporul evreu. Era împreună cu ei, așa cum Dumnezeu și-a dorit. Dumnezeu își dorește lucrul acesta. Mai târziu, știm că poporul a ajuns în, a ajuns în țara promisă și s-a așezat acolo. Cortul nu-și mai avea locul, nu-și mai avea rostul, pentru că a fost făcut să fie mobil. Îl așezau, îl strângeau, mergeau mai departe, Dumnezeu era cu ei. După ce au ajuns în țara promisă, Dumnezeu spune: Acum trebuie să-mi faceți un templu. Să-mi faceți un templu. Și templul a fost tot planul lui Dumnezeu, ca și cortul întâlnirii. A fost planul lui Dumnezeu în 1 Cronici, capitolul 28. Versetul 19, spunea David vorbind cu Solomon, vorbindu-i despre planul pe care Dumnezeu i-l a dat, zice, Toate acestea, toate lucrările izvodului acestui, adică planul templului, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Așa cum Dumnezeu i-a dat planul lui Moise acolo pe munte, stând numai ei doi, de data aceasta Dumnezeu spune, David, Dumnezeu mi-a făcut un plan, Dumnezeu mi-a făcut o schiță. Uite ce-ți las e Solomon, nu-s gândurile mele, nu-i planul meu, nu eu am întocmit planul acesta, Dumnezeu mi-l-a scris cu mâna lui. Știți că și pe munte Dumnezeu a scris tablele cu mâna lui, cu degetul lui? Dumnezeu mi-a făcut acest plan cu mâna lui, îi spune David lui Solomon. Și știm că Solomon a făcut și a împlinit dorința lui David de a izidi lui Dumnezeu un locaș, o casă în tocmai după planul acesta. Și Templul acesta a fost grandios. Cortul nu a fost chiar așa de spectaculos. Templul acesta însă a fost foarte spectaculos. Era minunat, punea oamenii în uimire. Dar ce era valoros în acest Templu? Care era valoarea Templului? În ce consta valoarea Templului? În pietre, în cât de frumoase erau vasele de la Templu cu care se slujea. În cât de frumos era chiar chivotul? În ce consta valoarea templului? Acolo, în chivotul care era așezat în Sfânta Sfintelor, a venit prezența lui Dumnezeu. Templul a fost valoros pentru că șechina, Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu era acolo. Fără această prezență nu avea nicio valoare. Poate arhitectonică, da. Știți că ucenicii, la un moment dat, îi spun, dar era un alt templu atunci când au umblat ucenicii cu Domnul Isus Hristos. Era templul lui Irod refăcut. Și au zis, uite, Doamne, pietrele acestea, zidirea aceasta, ce impresionante sunt. Și Domnul a spus, nu va rămânea piatră pe piatră aici. De ce? De ce? De ce nu va mai rămânea piatră pe piatră aici? Pentru că aici nu va mai fi prezența lui Dumnezeu. Pentru că din pricina păcatului prezența lui Dumnezeu se va retrage și nicio valoare nu va mai avea. Nici o valoare nu va mai avea. Nici măcar valoare arhitectonică pentru Dumnezeu, asta nu are importanță. Va fi făcut praf, a spus Domnul Isus Hristos. Pentru că prezența lui Dumnezeu se va retrage din locul acesta. Valoarea este când Dumnezeu este în locul acesta, în locul acela. Dumnezeu dă valoare lucrurilor. Dumnezeu face ca într-adevăr omul să se poată bucura atunci când vine să locuiască împreună cu el. Dacă avem ceva pe pământul acesta, și apoi sigur că da, în veșnicie, dacă avem ceva de care cu adevărat ne putem bucura și care e o bucurie care nu se duce și nu se pierde, este Dumnezeu și prezența lui. Asta este cel mai mare avut al unui om pe pământul acesta și apoi și în veșnicie. Dumnezeu împreună cu omul, să meargă împreună, azi zice ca doi prieteni, deși este mult mai mult decât atât. Asta dă valoare. Vreau să vă, să vă întreb cum s-au făcut toate acestea, și cortul, și templul, pentru ca Dumnezeu să vină și să locuiască în ele. A fost inițiativa cui? V-am spus, a fost inițiativa lui Dumnezeu, nu a fost inițiativa omului. Știți că oamenii au și ei inițiative astăzi? De exemplu, în religiile păgâne, ei fac niște temple grandioase, fac niște construcții deosebit de frumoase. Dacă vă uitați, sau poate unii ați călătorit, eu n-am călătorit acolo, dar m-am uitat și am văzut și eu în India ce temple grozave, sau în alte țări, țările păgâne, ce temple grozave fac, știți de ce le fac? Știți de ce le fac? Ca să vină acolo zeitatea la care ei se închină. Ca să fie impresionat Dumnezeul lor de ceea ce fac ei. Dar sunt gândurile lor, sunt planurile lor. E imaginația omului care, într-adevăr, e foarte bogată. Zicea odată un chinez care a fost ajuns în Statele Unite și după ce s-a întors în China și frații din China l-au întrebat, cum este? cum e America? Cum ți s-a părut America? Și a zis, am rămas impresionat să văd cât de multe pot să facă oamenii fără de ajutorul lui Dumnezeu. Oamenii pot să facă multe fără ajutorul lui Dumnezeu. Au construit un mic paradis, îi zice Dubai, fără de ajutorul lui Dumnezeu, fără să fie planul lui Dumnezeu. Clădiri mari, impresionante și tot felul. Omul poate să facă multe, omul religios poate să facă multe, temple poate să facă, ca să vină Dumnezeul lor acolo, dar e planul lor și e imaginația lor și Dumnezeu e evident că nu este acolo. Foarte important ca totul să se facă la porunca lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu dorește. Nici un, nici un milimetru, dacă vreți, de inițiativă omenească. Moise n-a fost un or și cine. Moise a fost un titan. Moise a fost un geniu Moise a fost o personalitate grozavă. Moise era un om cu potențial deosebit. Moise nu și-a permis să aducă la planul lui Dumnezeu nici măcar un milimetru corectură. Cum a zis Dumnezeu, la milimetru s-a făcut. La fel a făcut și David, n-a schimbat nimic din planul lui Dumnezeu. Și nici măcar înțeleptul Solomon n-a făcut aceasta. Putea să spună și Solomon atunci că Dumnezeu i-a dat înțelepciune, hai să mai corectăm pe aici una sau alta, să mai facem să fie templu mai frumos, poate mai spectaculos, îl înălțăm cu 2 metri mai sus sau eu știu ce facem, nici o contribuție omenească. Dacă vrem ca Dumnezeu să vină și să locuiască și să fie împreună cu noi, trebuie să dăm la o parte orice gândire omenească, orice plan omenesc și să ne ținem cu amândouă mâinile, aș zice, de planul lui Dumnezeu. Numai în felul acesta Dumnezeu vine. Prezența lui Dumnezeu este condiționată de ascultarea noastră și este condiționată de sfințenia noastră. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Citim mai târziu în Scripturi despre un alt locaș care a apărut în poporul evreu, un alt loc de închinare, Știți că la un moment dat și de multe ori poporul evreu n-a mai ascultat de Dumnezeu. Nu s-a mai supus lui Dumnezeu. Au început să meargă după idoli. Și Dumnezeu, ca și pedeapsă, i-a trimis într-o robie de 70 de ani, robia babiloniană. 70 de ani într-o robie din pricină că n-au ascultat. Și s-au trezit dintr-o dată ei poporului Dumnezeu într-un loc în care nu aveau locași de închinare. Nu aveau unde să se închine și nu aveau unde să aducă jerfe. S-au trezit dintr-o dată în imposibilitatea aceasta. Pedeapsa lui Dumnezeu nu a fost doar că au fost rămutați și pedepsiți și chinuiți într-o țară străină. Nu este o pedeapsă mai mare decât să nu te poți închina lui Dumnezeu, decât să-ți refuze Dumnezeu posibilitatea să te închini înaintea Lui. Mai zicem, mai vorbim, nu știu cum e aici, poate că la voi nu-i cazul. Nu vin oamenii la adunare, își găsesc alte preocupări. Sigur, nu doar la adunare te închini. Dar gândiți-vă, faptul că ne adunăm împreună, faptul că ne închinăm împreună, e un privilegiu pe care Dumnezeu ni-l oferă. E un privilegiu. Trebuie să vedem asta ca un privilegiu din partea lui Dumnezeu, pe care mulți îl necinstesc. Și s-ar putea să vină vremurile în care Dumnezeu să ne ia acest privilegiu. Să nu mai îngăduie. Și eu cred că în viitorul care ne este înainte se va întâmpla așa ceva. Să ne ia acest privilegiu. Să nu ne mai îngăduie să ne închinăm împreună. Ce vom face atunci? Așa a fost poporul evreu. Nu mai avea unde să se închine. Și atunci ce și-au zis? Trebuie să facem ceva. Nu putem să stăm așa. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, da, nu mai avem templu, prin urmare nu mai putem aduce jerfe, pentru că jerfele știau că trebuie aduse numai la templu, dar ce să facem? Ceva trebuie să facem. Și știți ce a apărut? În timpul robiei babiloniene a apărut sinagoga. Sinagoga atunci a apărut, pentru că evreii au zis, trebuie să facem și noi ceva, trebuie să ne închinăm și noi într-un fel sau altul. Și ce au făcut sinagoga? Sinagoga a fost planul lor. Sinagoga nici nu putea să fie planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu tocmai îi pedepsise, Dumnezeu tocmai trimisese afară din Ierusalim, departe. Și a fost planul lor, a fost inițiativa lor, n-a venit de la Dumnezeu. N-a venit Dumnezeu să zică, faceți-mi o sinagogă, faceți-mi o după, în felul acesta, și acolo voi veni din nou să fiu în cu voi. Nici nu se punea problema, pentru că Dumnezeu nu mai vroia acum să fie împărtășie cu ei. Nu mai vroia, pentru că erau acolo trimiși, pedepsiți fiind din pricina neascultării lor. Dar ei au zis, nu, nu, trebuie să facem ceva. Așa face omul religios. Facem ceva. Facem ceva, că doar o să-i placă lui Dumnezeu. Și în loc, la sinagogă, sigur că da, nu mai puteau să aducă jerfe, n-aveau locul și atunci au zis ce să facem, haideți să aducem rugăciuni. La sinagogă se făceau multe rugăciuni și o să ziceți ce e rău să faci rugăciuni. Nu e rău să faci rugăciuni, dar rugăciunile care nu sunt făcute după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu n-au nicio valoare și nu sunt ascultate de Dumnezeu. Rugăciunile care nu sunt făcute de pe o bază a ascultării de Dumnezeu, de pe o bază a Sfințeniei, poți să le faci până răgușești, că n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Încă aveau templu și în Isaia, capitolul 1, se duceau ei acolo, dar deja era o neascultare de Dumnezeu, că Isaia a fost unul dintre profeții care mereu a strigat, zeci de ani a strigat, pocăiți-vă că dacă nu vă duce Dumnezeu în robie și n-au vrut să-L asculte. Ei mergeau la templu și aduceau jerfe, făceau sărbători mari, sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea... Făceau sărbători mari, și Dumnezeu zice, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Mie e scârbă de darurile voastre de mâncare. Nu mai faceți lucrurile acestea. Omul crede că dacă îmi pune în locul ascultării, multă activitate religioasă, Dumnezeu o să fie impresionat. Nici vorbă. Dumnezeu lui Dumnezeu este scârbă. Uneori lui Dumnezeu este scârbă de rugăciuni. Pentru că omul se roagă și nu vrea să renunțe la păcat. Și dacă ne rugăm de pe poziția aceasta, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne asculte. Atunci când omul trăiește în păcat, singura rugăciune pe care Dumnezeu ascultă este Ai milă de mine Dumnezeule, de mine păcătosul. Nu fă aia și fă aia și fă aia și fă aia. Ai milă de mine păcătosul. Ei au pus în locul jerfelor rugăciuni crezând că îl impresionează pe Dumnezeu. Știți? că Domnul Iisus Hristos când era pe pământ le spune celor cu care vorbea referindu-se la farisei, ei fac rugăciuni lungi, ei fac rugăciuni lungi și cine le asculta? Cine asculta rugăciunile fariseilor? Ei se ascultau pe ei, Dumnezeu sub nicio formă. O, sinagoga era planul lor, rugăciunile erau făcute în neascultare de Dumnezeu. Un alt aspect, în sinagogă, slujbele nu mai erau făcute de oameni sfinți, dăruiți lui Dumnezeu, dedicați lui Dumnezeu. Slujbele erau făcute de oricine. Oricine în sinagogă putea să ia cuvântul și să vorbească. Vă duceți aminte că Domnul Isus Hristos intră la un moment dat în sinagogă și pentru ei cine era Domnul Isus Hristos atunci? Nu era nimeni, era unul, nu știm noi cine este, fiul templarului, nu-i cunoaștem noi părinții, cine și ăsta? Era un tânăr și el acolo, a intrat în sinagogă și i s-a dat să citească din cartea profetului Isaia. Și Domnul Iisus spune, acum s-au împlinit cuvintele acestea. Oricine putea să intre în sinagogă, nu că Domnul Iisus era oricine, mă înțelegeți ce vreau să spun. Ei nu îl recunoșteau atunci ca fiind Mesia, pentru ei era un oricine. Deci ca și Domnul Iisus, orice bărbat evreu putea să se ducă în sinagogă, să ia să citească și să-și dea cu părerea din Scriptură. Știți că la templu și la cort nu era așa, erau oameni dăruiți, erau oameni dedicați, erau oameni unși și puși în slujbă. Erau oameni care trebuiau să ducă jerfe, ca nu cumva să fie necurați atunci când făceau slujbele. La sinagogă oricine putea să vorbească, oricine putea să-și dea cu părerea. Și în sinagogi au apărut școlile rabinice. Ce erau acestea? Venea un învățat rabin care studia mult scripturile, studia scriptura și zicea, mie așa mi se pare că este, așa ar trebui făcut. Dar venea altul și zicea, mie mi se pare că altfel ar trebui făcut. Mie mi se pare că așa ar trebui interpretat pasajul ăla. Și era școala lui Gamaliel, era școala lui Hilel, era școala lui Cutare și Cutare și fiecare rabin avea, învățăt, avea ucenicii lui și își dădeau cu părerea despre Scripturi. Niciodată Dumnezeu n-a rânduit să fie așa. Omul să-și dea cu părerea despre Scripturi. Omul trebuia să citească Scripturile și să le asculte. Să asculte de Dumnezeu. Însă, la sinagogă așa era. Își dădeau cu părerea de, de, despre scripturi. Un alt aspect. Erau foarte atașați de sinagogă. Erau foarte atașați de sinagogă. Pentru că era clubul lor acolo, social, dacă vreți. Acolo se întâlneau evreii, ceilalți îi disprețuiau. Și atunci se duceau la sinagogă. M-am gândit la lucrul acesta. Având în vedere, așa cum sunteți voi, frați, plecați în străinătate. Să aveți grijă! Să aveți grijă! Să nu faceți din biserică un club social în care să vă adunați și, într-un fel sau altul, să vă împliniți niște nevoi sufletești. Biserica trebuie să fie mult mai mult decât atât. Mult mai mult decât atât. Biserica, așa cum am spus, trebuie să fie locul în care îl onorăm și îl cinstim pe Dumnezeu. Da, slavă Domnului că ne putem aduna, slavă Domnului că putem fi împreună. Dar atunci, în vremea aceea, ei făceau ceea ce făceau și se adunau acolo pentru că nimeni nu mai băga în seamă. De ceilalți erau bazjocoriți? Și asta era sinagoga. Tot ce se făcea la sinagoga nu se făcea pentru gloria și slava lui Dumnezeu, că El nici nu era acolo, se făcea pentru om. O nevoie religioasă și o nevoie, o nevoie de felul acesta, sufletească, socială. Asta era sinagoga. De ce? Pentru că a fost invenția omului. Nu se împlineau cu adevărat nevoile spirituale. Și Dumnezeu nu era acolo. Cel mai trist lucru este că Dumnezeu nu era acolo. Și nu poate fi Dumnezeu într-un loc care este făcut după imaginația omului. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegem cu toții, eu în primul rând, și apoi dacă vreți și voi. Cât de important este să-i pregătim lui Dumnezeu un locaș sfânt, un locaș după voia Lui, să nu fie nici un milimetru de inițiativă omenească, ci să căutăm să facem totul totului tot după voia lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu poruncește. Sinagoga ajuns și-a împlinit scopul de a-L duce pe om într-o relație cu Dumnezeu și era normal să fie așa, pentru că nu era porunca lui Dumnezeu. Și știm rezultatul, știm ce erau farisei, știm ce erau cărturarii în vremea Domnului Isus Hristos. Răi și foarte răi, pentru că Dumnezeu nu stătea, nu era în cu el. Acum, însă Dumnezeu n-a renunțat. Dumnezeu n-a renunțat la dorința lui de a fi cu poporul său, cu cei ce îl cheamă. Însă Dumnezeu a făcut un lucru și mai minunat, care ne privește pe noi neamurile. Dacă evreii au trăit în neascultare, și după ce Domnul Iisus Hristos a venit să restabilească relația omului cu Dumnezeu, într-un fel în care n-a mai fost niciodată de la căderea omului în păcat, și după ce evreii l-au respins pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a zis, acum mă voi întoarce și înspre ceilalți. Dacă până acum am vrut să locuiesc în mijlocul poporului acesta evreu, acum vreau să locuiesc și cu ceilalți. Asta este un mare har. A fost planul lui Dumnezeu că ne-a acceptat și pe noi, nenorociții de noi, și de noi, mizerabilii care am fost, spurcații prin păcat care am fost. Dumnezeu a zis, vreau să-i aduc și pe ei în cu mine. Ne-a întins și nouă mâna și a arătat harul în felul acesta și față de noi. Și a apărut un alt templu. Și a apărut un alt templu. Care este acela? Care este acela? La cinzecime, vorbim despre cinzecime. La cinzecime Dumnezeu a coborât. Dar peste cine a coborât la cinzecime Dumnezeu? Vă duc înapoi, în Exod 25. Faceți-mi să-mi facă un locaj sfânt și eu voi locui împreună cu ei, cu voi. Peste cine a venit Duhul Sfânt la cinzecime? peste cei ce au crezut în Isus Hristos și care în felul acesta au fost sfințiți. Au fost sfințiți. S-a pregătit un locaș sfânt. Dumnezeu a pregătit posibilitatea apariției unui alt locaș sfânt. Și aceștia au fost cei ce au crezut în Domnul Isus Hristos și au întors spatele lumii și au mers pe calea aceasta sfântă a pocăinței lepădându-se de ei și trăind pentru Hristos. Și le-a spus Domnul Iisus Hristos, mergeți și așteptați în Ierusalim și va veni peste voi o putere și veți fi martori până la marginile pământului. Acest templu nou este biserica. Cei ce cred în Iisus Hristos, care au fost sfințiți prin Iisus Hristos și care au fost transformați, s-au născut din Dumnezeu. S-au născut din Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit să locuiască cu ei. A fost planul omului. Nici nu ne puteam imagina așa ceva. Nici nu putea, evrei nu își puteau imagina așa ceva. Cum? Cum să vină Dumnezeu și să locuiască în inimile păgânilor, în inimile neamurilor? A fost o controversă chiar între evrei. Nu puteau să-și imagineze așa ceva. Le face Dumnezeu și lor parte de har? Până când au înțeles că da, nu era planul nostru, era planul lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi ca Dumnezeu să vină și să locuiască? Să-i pregătim un locaș sfânt. Asta înseamnă să ascultăm de Dumnezeu. Asta înseamnă să credem în Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă să ne lepădăm de noi și să renunțăm la lume și la păcat și să trăim pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu promite că dacă va găsi un astfel de locaș, va veni să locuiască va veni să fie împreună cu noi. Nu știu cât vă bucurați voi de vestea aceasta, dar eu mă bucur foarte mult. Eu mă bucur foarte mult, pentru că nu poate fi pe pământul acesta o bucurie mai mare decât ca Dumnezeu să vină și să umble cu mine. Să mă însoțească Dumnezeu, ba mai mult, nu să mă însoțească, să fie înăuntrul meu, în inima mea și de acolo să mă conducă și să-mi conducă și să-mi călăuzească viața pentru că despărțit de El nu pot face nimic. Despărțit de El, Duhul Sfânt în noi, atunci facem totul bine. Dar dacă așa cum ni s-a spus mai la început, îl întristăm pe Duhul Sfânt și El pleacă, știți ce facem? Știți ce facem când pleacă Duhul Sfânt? Facem prostii și ne apucăm de făcut sinagogi. Astăzi sunt o grămadă de sinagogi, lucrări făcute nu la inițiativa lui Dumnezeu, ci la inițiativa omului. Se supără 3, 4, 5 dintr-o adunare că nu li se face lor pe plac, se duc și fac, ei zic, o altă biserică. Dar de cele mai multe ori fac o altă sinagogă, pentru că nu-i planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este să fim împreună, să ne iubim, să ne ajutăm unii pe alții, să ne mustrăm unii pe alții, să ne certăm unii pe alții, exact ca și într-o familie, în că toți vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și că nu ne place planul lui Dumnezeu și multora nu le place planul acesta minunat al lui Dumnezeu, să fim împreună, să ne să veghem unii asupra altora, să ne șlefuim unii pe ceilalți, să ne pocăim atunci când e nevoie de pocăință. Multora nu le place planul acesta lui Dumnezeu și zic, știu eu unul mai bun, știu eu unul mai bun, hai frate și tu, hai și tu, hai și tu, lasă-i pe ăștia că sunt cuiați, hai să facem o biserică, o sinagogă, fiecare își dă cu părerea, fiecare face ce vrea, fiecare trăiește cum vrea, dar care e problema? Că noi în Hristos credem. Știți care e problema? Știți care e problema? Nu-i Dumnezeu acolo. Asta e problema. Asta e cea mai mare. Dumnezeu lipsește pentru că e inițiativa omului și este planul omului. Și în astfel de locuri Dumnezeu nu vine să locuiască. Să, ne, să avem grijă dragi mei, frați și surori, să avem grijă să păstrăm locașul inimii noastre în primul rând curat și sfânt. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi veni să locuiesc. Vestea bună și foarte bună este, în vre asta nu e vestea bună, vestea rea este că în vremurile din urmă Oamenii nu vor mai trăi în ascultare de Dumnezeu. Din biserici, oamenii nu vor mai asculta de Dumnezeu. Fiecare va face ce va vrea el. Foarte mulți. Biblia spune că în vremurile din urmă, mulți se vor trăda, se vor vinde unii pe alții. Mulți vor cădea. Asta e vestea proastă, asta e vestea tristă. Dar vestea bună este că dacă un om își sfințește viața, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, dacă un om ia cartea aceasta și face își face din ea obiectivul vieții lui și își propune să trăiască în ascultare de Dumnezeu după virgulă și după punct, Dumnezeu va locui în inima aceea. Asta e partea bună. Toți o mie să cadă la stânga și la dreapta ta, zece mii. Vorbesc acum din punct de vedere spiritual. Dacă tu urmezi planul lui Dumnezeu, să faci din viața ta un locaj sfânt, Dumnezeu va veni să locuiască. Dumnezeu te va însoți, aici pe pământ și în veșnicie, dacă nu Dumnezeu se va retrage, dacă nu Dumnezeu se va întrista. Vă îndemn în vremurile acestea și în vremurile care ne stau înainte să fim foarte atenți la aspectul acesta. La versetul pe care vi l-am citit la început, să-mi facă un locaș sfânt și eu, spune Dumnezeu, voi veni și voi locui cu voi. Dumnezeu să vă facă pe fiecare astfel de, pe fiecare astfel de temple sfinte ale Lui Dumnezeu și El să-și proslăvească prin fiecare dintre noi numele. Amin.